În cursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut pe o stradă din municipiul Drobeta, Turnu Severin, un bărbat de 47 de ani, urmărit la nivel național, posesor al unui mandat de executare a pedepsei închisorii. Bărbatul a fost condamnat la 4 ani și 8 luni închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Persoana în cauză a fost încarcerată în penitenciarul Drobeta, Turnu Severin. La data de 31 ianuarie anul curent, ora 9, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut pe o stradă din municipiul Drobeta, Turnu Severin, un bărbat de 47 de ani, urmărit la nivel național, posesor al unui mandat de executare a pedepsei închisorii emis de tribunalul timp. Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia fără consimțământul acestuia în scopul de a-și-l însuși pe nedrept se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Fapta constituie furt și dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau detenția legitimă a altei persoane. Se mai consideră bunuri mobile și înscrisuri, energia electrică, precum și orice altfel de energie care are valoare economică.